Voiam să te mai întreb, Marius, dacă vă veți lua măsuri de precauție speciale împotriva vreunui jucător de la FCSB, considerată una dintre cea mai tehnică echipă din campionat. Toată lumea vorbește acum despre acest Octavian Popescu. Cum te gândești să-i anihilezi pe cei de la FCSB? Nu poți să ții măsuri numai la un jucător, pentru că ar fi o greșeală. Pentru că iau mult mai mulți jucători care pot face diferență. Și atunci trebuie să ai grijă de toți, nu numai de unul. Dar așa, prin flerul tău de antrenor și de fost jucător, cum l-ai caracterizat tu pe acest Octavian Popescu? Un nume aflat pe buzele tuturor în ultima perioadă, toată lumea laudă, îl compară, se fac fel și fel de comparații, Cornel Dinu îl compara cu Flora Dumitrache. Asta e cea mai mare greșeală. Să compare un jucător, un copil cu un jucător care am văzut comparații. Este un copil, este un talent. Haideți să-l ajutăm cu toții sau cei care se ocupă de el să se dezvolte și să ajungă un bun național, un jucător care prin ceea ce face poate ajuta echipa de club și implicit naționalele la care va fi convocat. Dar este prea devreme să vorbim, cel puțin din partea mea, să vorbim că are un viitor frumos în față, da. Este clar. Este important cum se dezvoltă de acum încolo. Iar cei care se ocupă de el, cel puțin domnul Meme, are destulă experiență și destulă valoare ca să nu-l lase să facă pași greșiți. Dar în opinia ta ți se pare, general vorbind, nu mă refer acum la cazul lui Octavian Popescu, că jucătorii tineri sunt afectați în momentul în care citesc în presă, văd pe la televizor că toată lumea vorbește despre ei, îi compară cu nu știu cine, se aruncă, se vehiculează sume exorbitante pentru ei. Crezi că, nu știu, asta îi afectează, că îi distrage de la joc, de la antrenamente, de la o bună pregătire? Presa poate fi un factor important în dezvoltarea unui copil. Pentru că de cele mai multe ori ea te ridică și tot ea te și coboară. Din păcate. Pentru că nu copilul scrie în ziar că e bun, că e talentat. Că nu, presa o face. Dar mare majoritate a copilor, da, cad în această capcană. Probabil el este destul de matur de aia și joacă în felul în care joacă la vârsta care o are. Și v-am spus, cei care sunt acolo probabil îl sfătuiesc și îl vor sfătui bine să nu cadă în această capcană, să fie ancorat bine în realitate, pentru că deocamdată mai are mult de muncă.